4 segundos. ¿No? No. Hasta ahí. Am sărit în cap, peste băiatul cu care eram, în cap la domnul mașină. Domnul a fugit de la locul accidentului, l-a prins niște prieteni mei pe aici la Piața Rahovei și l-a dus înapoi. Între timp, cine am fost acolo la accident, m-a zguduit, ceea ce n-ai voie. A venit ambulanța, m-au dus la urgențe, m-au pus la cap și mi-au zis că am o mică fractură la spate și că dimineață pot să plec acasă. După 2 ore de stat acolo și mi-a zis mama că am început să plâng și mă tot băiteam și așa, și-au dat seama că am coloana ruptă, am ajuns la Cluj, a doua zi m-a operat. Pentru că când mi-a pus alea și mi-a strâns cu șurub prea tare. A doua zi m-a desfăcut iară, mi-a desfăcut un șurub. Au zis că au mai stat aici încă 2 săptămâni și au zis ai mei că să mă ducă să facă ceva cu mine, sau să mă ducă să mă interneze într-un azil, că oricum nu mai au ce face cu mine, că o să fiu o legumă toată viața mea. Cu șurubul am avut complicații. Mi s-a format un echip pe coloană pe care mi-a păsat pe nervi, care mi-a afectat și mâna stângă și am putea să-mi urce și la cap. M-am dus la Cluj, m-au operat, mi-au pus niște tuburi de dren în afară, mi-au scos și tijele și șuruburile care au zis că este viață. Am stat acolo 1 săptămână în spital cu tuburile în afară. M-am întors înapoi la Laslea. Mi-am continuat de recuperare, după 2 luni mi s-a format iar lichidul, a trebuit să mă duc chiar să mă operez. M-am dus tuburi de dren permanente, nu mi-am trimis în Thailanda la o clinică care este foarte bună și foarte renumită, s-au făcut destule operații pe coloană și așa, am înțeles că merg toți sportivii acolo și m-au acceptat și pe mine, pentru că am implantat un chip cu celulele STEM, un amplificator, un intensificator de celulele STEM, care îți garantează la 48 de ore că simți ca un om normal și în câteva luni ai mișcări controlate și începi să mergi. E singura ta șansă. Da. La operație este 100.000 de euro și eu încă nu am posibilitatea.